Bună ziua, prieteni! Uitați, a venit soțul, a fost la tuns. Uitați, e tuns, e aranjat. A luat cumpărături, a făcut, mi-a luat foi de plăcintă, foietaj. I-am spus să iei ceva salam din ăsta franțuzesc. Mie îmi place ăsta, scăriță de porc. Să mai facem la cuptor rasol de vită. Asta îmi place mie și era la ofertă. Parmigiano. Din asta somon file o luat, de asta mă bucur cel mai mult, ceva legume congelate pentru ciorbă să am acasă, cârnăcior de bere, cârnați de pleșcoi, am auzit că-s bun, dar nu am mâncat niciodată, o mozzarella din asta la bucată, smântână de gătit, lapte de cocos, feri, spirt. M-a luat mie un fixativ, la Maia i-a luat mâncare și ceva snacks din asta pentru să o mințim, mai să mă mai păcălim. Ananas, lubeniță din asta care nu are sâmburi, apă, a luat două baxe, n-am mai luat de mult apă din asta, dar mai încercăm. Hârtie igienică, cred că iară vin vremuri căcăcioase. Ca de obicei. Și cam cât credeți că o cheltuit? Acum nu fac reclamă sau asta, dar o luat, da, cam când e carne și asta, normal că e mai scump. Deci total a fost, nu știu dacă se vede bine, stai că nu se focalizează, acum, 669 de lei. Dar măcar chiar n-a fost acum de o lună și ceva, nu a fost la cumpărături, că tot am avut acasă. Eu mă bucur că a reușit ca să se tundă. Așa. Și dacă nu mă tundem? E? Nu veneai acasă. A, mai bine. Ok, vă mulțumim și vă dorim o zi bună. Bye, bye!